În curând, pentru cei 144 de elevi din Berii Slăvești vor fi achiziționate tablete. Momentan, acestea vor fi cumpărate cu bani de la bugetul local, după care administrația locală își va recupera banii când va fi finanțat proiectul. Ca să aibă toți copiii, nu au toți. Iar cu proiectul acesta, pe care eu, sincer, l-am văzut ok dacă se implementa, să zic, măcar la nivel inspectorat. Nu zic la nivel minister. Ministerul avea clar o bază de date câți copii sunt și puteau să facă ei. Măcar la nivel inspectorat să fie implementat, nu la nivelul UAT. Îmi dai mie în sarcină lucruri care mă depășesc. Și ghidul destul de, nu știu, l-am răsfăit, nu pot să-mi spui că mă oblig la 5 ani de zile tableta respectivă și de mentenanța ei să funcționeze. Pentru că e posibil ca de-a doua zi să-mi o spargă un copil. Deci sunt, da, ne conformăm. Trebuie să le iau la toți, bani neavând. Apelez la varianta aceasta. Nu va fi suportată din bugetul local, bănuiesc, sau? Da, o să fac un efort acum să le achiziționez din bugetul local și să-mi recuperez banii în momentul în care va fi finanțat proiectul. Dar nu permite bugetul, ca să, altfel nu mai făceam deloc proiect, renunțam, nu mai aveam obligații, luam, dar nu permite. Cum ar veni, mă crepesc. Iau dintr-o parte casă, că e nevoia mai mare acum. E obligatoriu să le dau, din punctul meu de vedere, mă simt obligat să le dau tablete la copii ca să aibă toți acces la fel la învățământ. Și apoi va trebui să-i recuperez, să-i pun înapoi, de unde aia. Cam de câte tablete ați avea nevoie? Am 144 de elevi. Deci trebuie să iau 144 de tablete. Nu pot să fac diferențieri între ei, că unul are, că altul nu are. Așa o văd normal. Toți au aceleași drepturi. Toți au dreptul la tablete. Unii probabil nu o să le folosească. Nu o să fie de calitatea la cea pe care o are acasă. Dar mă simt, așa am văzut normal. Toți trebuie să beneficieze în mod egal de aceleași condiții. Copiii vor primi și cadouri din partea primăriei Berislăvești în preajma sărbătorii nașterii Domnului.